Un iPhone aflat încă în cutia originală, aparținând primei generații din anul 2007, s-a vândut cu mai bine de 63.000 de dolari la o licitație. Este cel mai mare preț pentru care a fost vândut un iPhone original vreodată. Compania care s-a ocupat de licitație a declarat pe site-ul său că dispozitivul a costat 63.356,40 de dolari, adică de peste 100 de ori prețul său inițial. Acum mai bine de 15 ani, Apple a vândut iPhone-ul original pentru 599 de dolari. Gadgetul a fost inițial disponibil cu 4 GB sau 8 GB de stocare, o cameră de 2 megapixeli și un ecran de 3,5 inci. Sarah Jackson de la Insider a scris anterior că iPhone-ul vândut la licitație îi aparține lui Karen Green, un artist tatuator din New Jersey. Green a primit iPhone-ul, dar nu l-a deschis niciodată pentru că era legat de un contract cu Verizon, care nu avea disponibilitatea pentru produsele Apple. Cei drept, de-a lungul timpului, Green s-a tot gândit să vândă iPhone-ul, dar l-a păstrat până când a contactat compania de licitații în octombrie, după ce a aflat că un alt iPhone de primă generație din 2007 a fost vândut pentru aproape 40.000 de dolari. Ea a declarat pentru Insider că are nevoie de bani pentru studioul ei de tatuaje cosmetice. Licitația a fost deschisă în data de 2 februarie și s-a încheiat pe 19 februarie. Casa de licitație a spus pentru Insider că Green are o piesă cu adevărat unică, cu o poveste grozavă în spate. Licitația pentru iPhone a început de la suma de 2.500 de dolari și era de așteptat să fie vândut cu cel puțin 50.000 de dolari, dar a ajuns să fie dat pe o sumă mult mai mare de atât. Apple a lansat primul iPhone în ianuarie 2007, pe vremea când Steve Jobs nu numai că încă mai trăia, dar se afla și la conducerea companiei. În momentul în care Jobs a anunțat telefonul la o conferință Macworld, l-a numit revoluționar. Evident, a avut dreptate, relatează playtech.ro.